Urșii periculoși vor fi uciși în maximum 24 de ore. Se lucrează de zor la ordonanță de urgență care va permite intervenția unui vânător și a unui jandarm pentru a omorî animalul sălbatic. Ministrul mediului spune că atacurile s-au întețit. Numai devreme de ieri un bărbat a fost desfigurat de un urs în Harghita. Bărbatul a fost surprins de animal în mijlocul câmpului, în apropierea unei ferme de lângă Cristurul Secuiesc. Aici e căzută căciula, e bățul cu care se îndrepta spre casă, urmele de sânge, nu e nici aproape de pădure, nici de tufe. Vă rog frumos să luați măsuri. Sărac om, închipuiți o persoană de 50 de kg, de aici s-a întors înapoi la stână, aproximativ 500-600, mai avea un pic, a căzut jos. Bărbatul a fost operat de urgență. 6 ore a durat intervenția celor 7 medici care i-au salvat într-un final viața. Exista lipsă de substanță osoasă și musculară. Aia înseamnă că l-a mușcat și i-a rupt bucăți din el. Fragmente din oase, din mușchi și din mandibule lipsea o bucată. Personal am operat în jur de 50. E cam al doilea caz ca și gravitate. Ministrul mediului Tanțoș Barna a anunțat că va modifica legislația astfel încât în cel mult 24 de ore de la atacul unui urs asupra unui om sau a unei gospodării, autoritățile să poată interveni. Acum durează chiar și 2 săptămâni să fie permisă acțiunea. Avem 80% și ceva din populația țării care nu intră în contact cu această problemă, care privește de la distanță, câteodată de la etajul 10 din blocurile din capitală sau din alte orașe. Ei cu siguranță privesc diferit și de foarte multe ori nu înțeleg amploarea fenomenului. În Voslobeni, Harghita, oamenii primesc zilnic câte un mesaj ro-alert pentru că în sat sunt urși. Au rămas fără stupi, vaci sau oi, iar ministrul spune că își doresc doar să trăiască liniștiți. De cealaltă parte, activiștii de mediu explică de ce nu sunt de acord cu măsura. Faptul de a recunoaște un urs care a produs un accident sau o pagubă este iluzoriu după ce îl recunoști. Ori îl prinzi asupra faptei, și atunci zici, ăsta e vinovatul, și cum se întâmplă în străinătate, atunci îl microcipezi și vezi dacă mai vine a doua oară tot el, că poate vine altul. O rezolvare eficientă ar fi, în primul rând, numerotarea urșilor, dar după norme europene. În Harghita, populația de urși a ajuns anul trecut la 2077 de exemplare, peste limita acceptată de 2000 de exemplare. Problema suprapopulației a fost ridicată și astăzi în ședința premierului cu prefecții. Deocamdată nu a fost luată vreo decizie.